O mai pentru unul ăsta că s-ar bună. Poate ne explicați nouă ce se întâmplă cu propunerea noastră la acest proiect de hotărâre, ca fiind faptul că el e început undeva prin 2012-2013. Să înțelegem și noi ce se întâmplă. Ne-am uitat cu portalul Justiției și am văzut că astăzi, în primul instanță, fostul constructor, că despre asta cred că e vorba, au pierdut. Ha? Procesul va continua. Să nu ne trezim că se suprapun sumele, noi suplimentăm și trebuie să-i dăm și constructorului și alocăm și investiții. Dacă ne poate cineva explica adevărat de fapt... Din aparatul tehnic, domnul Vasile Constantin. Da, proiectul este început în 2012. Este semnat contractul de execuție în 2016, a ajuns la maturitate anul acesta, în luna mai. Contractul a ajuns la final, dar obiectivul n-a fost realizat. Din vina parțială a constructorului și din niște vicii de proiectare. Suma pe care ați văzut-o dumneavoastră în buget de 3.950.000 este cuprinsă din restul de executat, rest care este în bugetul județului pe anul acesta, 1.400.000, lucrările din dispozițiile de șantier de la 1 la 7, care fac parte din proiect aproximativ 900.000 de lei, actualizarea documentației cu privire la legislația în vigoare apărută, modificările după Ordonanța 114, după colectiv ISU, plus solicitările secției. În legătură cu procesul pe care vorbiți și dumneavoastră, este un proces pe care asocierea condusă de EDAS l-a înaintat sau către spital, solicitând o parte din lucrările executate din dispozițiile de șantier de la 1 până la 4, care n-au putut să fie decontate, întrucât suma din buget la diverse și neprevăzute a fost consumată. Acesta a fost și care structura a pierdut, întrucât spitalul i-a anunțat în timp util, pe parcursul contractului, că pot să lucreze din dispozițiile de șantier, dar până la suma de 113.000 de lei. Ei au lucrat în plus și de instanța le-a respins. Adică ei au avut notificare că nu sunt după aceea 113.000 și au făcut în plus. Da. Vor putea să-și recupereze suma printr-o altă acțiune pentru îmbogățire, o acțiune în instanță pentru îmbogățire fără juste mei. Lucrurile sunt cunoscute, sunt discutate cu constructorul. Da. Decizia care stă la baza unei suplimentări de sume în condițiile de astăzi, în condițiile date, când dirigintele de șantier înțeleg că nu mai e, nu? Cel care a semnat aceste situații lucrări și dispoziții de șantier însușite, dirigintele fiind reprezentantul beneficiarului în teritoriu, în șantier, trebuie să fundamentate, cred eu, de o expertiză. Dirigintii cine acolo? Mai există? Există expertiză. Tocmai această documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, una din piese este o expertiză care a constatat stadiul lucrărilor și necesitatea acelor lucrări. Dispozițiile de șantier de la 1 la 7 au fost vizate de dirigintele de șantier și de reprezentantul spitalului care era abilitat pentru această lucrare. Din păcate, Dumnezeu să-l odihnească, nici de lumea și nu mai este. Vreau la domnul. Asta știu, de aia am întrebat. Bun. În contradictoriu, semnătura domnului dirigente de atunci, Dumnezeu să-l ierte, și noi sau spitalul, cu acele cantități, că asta, de fapt, contestă fostul constructor în instanță. Spitalul refuză să-și însușească cantitățile, constructorul se prelevă de semnătura dirigintului, reprezentantul spitalului în teritoriu, perioada derulării contractului de execuție. Domnul Stoica, toată lumea este de acord că lucrările sunt necesare, că vreau să fie executate, dar s-a depășit suma maximă din buget, la capitolul diverse și neprevăzute. De-a lungul timpului au fost discuții juridice cu asocierea care execută și nu s-a ajuns la un punct comun. Acesta a fost și motivul pentru care ei au sistat lucrările. Pentru care ne-am dus în instanță. Da, și s-au pus în instanță. Și urmează ca și spitalul, e posibil să se
a deciziei instanței pentru daune interese împotriva asocierii care a lucrat la acest contract. Deci nu contestă nimeni cantități, nu există contestații de genul acesta, ci doar faptul că nu au putut să fie deportate pentru că s-a depășit prima maximă din buget. Eu sau noi nu avem intenția de a lucra la investiții. Mă gândesc și vă întreb dacă îmi permiteți, ca nu cumva să fim nevoiți de instanță mai târziu să plătim și constructorului. Și noi astăzi să aprobăm această sumă, că de fapt aprobarea de astăzi duce la continuarea lucrărilor printr-o nouă procedură de achiziție, înțeleg? Da. Și implicit derularea execuției lucrărilor în continuare. De aia vă spun. Nu știu, mie nu mi se pare ortodox. Nu avem o decizie definitivă. O să ne trezim că se dublează cerința prin hotărârii și noi astăzi o acordăm. Acordăm această sumă, sumă existentă, de fapt, în buget. Nu se pune această problemă, pentru că sumele care sunt solicitate de către constructor excep acest 3.950.000. În momentul în care va exista o acțiune în instanță și constructorul va câștiga, va fi plătit cu suma respectivă, pentru că sunt lucrări care sunt executate. Dar noi nu putem sta cu lucrarea aia așa. Dacă vorba de vorba de imediate și vorba de lucrare care nu trebuie să continue. Și oricum, suma pe care ei o cer acolo, cu care ne judecăm, e și din suma elată pe care nu trebuie să fie mică, dar treaba acolo. Înțelegi? Adică nu e vorba de așa. Suntem de acord cu dumneavoastră, cred că toată lumea e de acord cu ce spuneți dumneavoastră, referitor că noi blocăm lucrările astea de atâi. De aceea propun ca informarea să ne fie făcută scrisă până mâine și mâine să facem altă ședință extraordinară la ora 3 și fără nicio problemă și să fie informarea făcută cu toate aspectele. Ce a solicitat constructorul, ce care a fost abordat în Consiliul Județean, să vină toate detaliile astea. Să nu ne trezim exact cum a spus și colegul meu, Stoica, cu lucruri care sunt două. Nu există așa ceva. Aparatul Consiliului Județean și proiectul pe care președintele Consiliului Județean l-a semnat, nu îl aduce aici ca să vă ducă în eroare sau să vă pună într-o corpă cu orice parte, cu că e o societate comercială sau cineva. Eu o să vă spun la vot proiectul de hotărâre, dacă nu astăzi vreți să după care o să ziceți iar că spun că nu dați bani la spital și nu știu ce, dar dacă vreau să așa ziceți, eu pot să zic, acum, eu nu pot să ratez chestia asta. Eu am vorbit destul de clar și nu am arătat niciun din explicația. Eu ți-am înțeles temerea mea, dar nu-i cazul, adică chiar nu-i cazul. Bun, eu o să vă supun la vot proiectul de hotărâre, dacă noastră vreți să votați, să votați, dacă nu, eu să votez. Președinte, dacă îmi permiteți totuși la punctul acesta, am să-mi vreau să spun cetățenilor că lucrez cu pana asta, da? Da. Sunt de acord la tehnic să ne aducă dosarul tehnic care trebuia să-l studie. Dar poate să fie la rău. 10 minute. Lasă acum la comisie. 10 minute. Am văzut. Vreți să facem o pauză? 10 minute. 10 minute pauză. Să fie cum să faci pauză? 500 de pagini, 30 de pauză. Aveți dosarul acolo? Domnul președinte, n-ați înțeles. Vreau să-l vadă lumea. Acel dosar costă 910.000 de lei. Atențiune, dosarul respectiv, adică diferența între construcții, montaj și total sumă, înseamnă 910.000 de lei. Vreau să arăt publicului pe ce cheltuie construcția de ția 910.000 de lei. Uitați-l. Ăsta costă 910.000 de lei și noi trebuie să-l studiem în 10 minute. Uitați-l. Noi trebuie să-l studiem în 10 minute. Dar ce nu l-aș fi de acolo? Nu să-l studiem. Așa cum spunea și colegul meu, Florin Coșu, haideți să primim în scris toate explicațiile cu privire la acest proiect și dăm curs fără probleme. Afirmația că acest dosar costă 900.000 de lei este falsă. În buget au existat și... L-am obișnuit, sunt 44.950 de lei, a costat expertiza și întocmirea documentației. Domnul reprezentant al Consiliului Județean, Consiliul de Administrație. Totuși, diferența între
3.953.000 și 3.043.000 este 95 de lei. Uzanțele spun că cheltuielile altele decât cele de construcții motor sunt cam 10%, aici sunt cam 30%. Uitați-vă exact în buget și o să vedeți. Dacă mi l-ați dat din timp, am fi putut studia. Deocamdată eu consider că dosarul ăla costă 910.000 de lei. Dacă l-aș știut, nu l-ați... Nu, am înțeles. Nu vreau să continuăm. Dacă l-aș fi... Eu să vă supun la vot proiectul de hotărâre, că cine votează, vă supun la vot proiectul de hotărâre, cine se pentru. Pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Din păcate, proiectul hotărârea nu a fost adoptată. După ședință, ieșiți cu fake news. Consilierii, județeni, care nu vor să continuăm lucrări de la pediatrie. Asta e. Spune-te bunul Dumnezeu. Domnul președinte, știți că acum mult 2 ani trebuie făcea poate cu asta. Haideți să terminăm ordinea de zi la diverse. Ați uitat de la. Putea poate că eu nu am luat altul și nu mai e. Haideți să vedeți.